Îmi dau seama că în acest moment pe internet circulă o grămadă de zvonuri cu o grămadă de antreprenori care sugerează ție să bagi toți banii tăi în cripto, de parcă alte căcaturi în viața asta nu ar mai conta, de parcă tu n-ai vrea să bei o bere sau să mănânci o pâine caldă, nu, totul e cripto. Așa că în clipul de astăzi vreau să-ți vorbesc puțin despre spațiu cripto versus ce înseamnă să deschizi o afacere online. Și îmi permis să-ți vorbesc despre asta pentru că eu le-am făcut pe ambele și nu sunt unul care dau din gură cum sunt mulți alții și nu dăm nume că n-are sens, dar vreau să-ți explic faptul că prea multă amplificare emoțională există pe internet și prea ușor vorbesc cu unii care poate chiar au reușit niște sume și vorbesc în numele tău de parcă tu ai fi ăla care ai sumele alea. Uitând astfel că consumatorul de bază al YouTube-ului în general, care caută clipuri despre cum să facă bani, caută tocmai pentru că nu i-are. Și atunci, tocmai pentru că nu i-are, noi trebuie să ne amintim întotdeauna de chestia asta și să ajutăm oamenii să crească de la zero. Și cum îi ajutăm? Nu prin a le spune neapărat ce să facă, ci prin a fi noi un exemplu în acel domeniu. Începem deci de la faptul că am scris o carte, se numește Independență Financiară. Dă-i o probă că a ajutat deja sute de bărbați, abia aștept să ne ajuți tu să putem spune că a ajutat 1000 de bărbați. Pentru că în cartea asta ofer lejer 12 idei despre cum să faci bani, le-am testat pe fiecare, doar că nu m-am ținut de ele, m-am ținut de două mari și late, una pe care o vezi pe canalul ăsta și alta care e pe alt canal. Pentru că n-ai cum să te ocupi de 150 de lucruri. Dacă vrei să fii omul bun la toate, vei sfârși ca un om lipsit de personalitate și atunci îți sugerez să citești această carte și dacă în inima ta simți vreuna din acele idei care ar fi pentru tine, să te duci all-in cărțile jos și să începi să activezi sensul ăla. Vreau să vorbim puțin despre spațiu cripto, despre mai exact ce înseamnă el. În momentul ăsta, da, totul e cam la pământ. Totul depinde de moneda mamă, de Bitcoin. Pe lângă toată treaba asta, da, celelalte monede nu mai cresc până nu crește tăticul, mai mica, Bitcoinul. Așa că nu mai aștepta ca ai vers pe pereți. Și vreau să dai seama cum investițiile cripto nu sunt o idee proastă. E vorba doar că nu prea sunt bazate pe niște facts concret. Da? În sensul că chiar dacă sunt multe dovezi în umbra lor că ele o să crească și că au utilință și că așa mai departe, totul se bazează în final la tine pe niște speranțe. În timp ce în momentul în care tu activezi în mediul online, eu pot să-ți arăt cu cifre și să-ți explic ca pe tatăl nostru foarte ușor la ce poți tu să te aștepți. De aceea eu apreciez mult mai mult momentul în care unul lansează un business online și vrea să lucreze în sensul ăla, pentru că deja el bazează lucrurile pe anumite fapte. Skill-ul lui pe care îl poate dezvolta în timp, abilitatea lui de a livra acel material. Sunt foarte multe chestii care depind de om și el va fi la vehiculul acestei afaceri, la volan, da? În timp ce în spațiu cripto nu prea ești tu. De fapt, nici nu prea știi cine e, concret. Și nici n-ar rost să-ți bați capul, da? Așa că, care e faza? Eu, de exemplu, am investit și în eToro, a fost o sumă mare și eToro mi-a tras-o grav, în sensul că aveam vreo 12.000 de euro și, practic, au trecut vreo 2-3 ani, erau băgați în monedele astea cripto. Și ce s-a întâmplat acum? Că, în sfârșit, creșteau, da? A fost dintr-o dată o explozie și a revenit piața cât de cât. E, acum că ele creșteau, ăștia au început să-mi ceară mie dovezile că eu am transferat din conturile mele bancare banii și am luat monedele astea, că nu cumva ați furați. Tranșele astea mici, eu nu pot să am dovadă acum, trebuia să mă uit la 3 conturi din care trimiteam eu să... Efectiv mi s-a părut o mizerie și am preferat să nu trimit banii ăștia. Ce credeți că au făcut? Mi-au luat aia 10.000 de euro frumos, mi-au dat doar 2.000 înapoi și mi-au spus că vor închide contul. Foarte bine. Mă rog, mi-au luat apa asta. De aceea vreau să spun că tu te poți aștepta și la treaba asta. Dar ce voiam subliniez de fapt este că spațiul cripto în momentul ăsta este doar un cerc social unde unii își dau cu părerea, oamenii sunt plini cu speranțe, da? Poți să faci investițiile astea, dar mai degrabă eu ți-aș recomanda să fii mai lucid, mai real și tu să bazezi aceste investiții pe o afacere online. Și îți spun asta desigur din punctul meu de vedere. Sigur că alți oameni o să spună, bă, ce-i cu omul ăla, ce căcat mănâncă acolo. Ei o să-ți spună că du-te în spațiu cripto. Eu îți sugerez să dezvolți un skill, să dezvolți o expertiză în ceva în care tu devii foarte bun, iar oamenii acum ajung să te aprecieze, să te iubească, pentru că tu îi ajuți pe ei să-și găsească sensul în acel lucru pe care tu îl oferi. Dacă, de exemplu, oferi ca și mine dezvoltare personală sau spirituală, îi ajuți pe oamenii aia să trăiască mai bine, să înțeleagă mai bine emoțiile, să relaționeze cu oamenii mai bine, să obțină jobul dorit sau să deschidă și ei un business la rândul lor. Și atunci, parcă te simți altfel când tu știi că faci ceva care ajută în societate.
comunitatea asta. Spațiul cripto, din păcate, este iar un loc în care tu arunci cu niște bani și speri la o îmbogățire rapidă, ceea ce înseamnă pentru tine faliment total, pentru că dacă primești niște bani ușor, la fel de ușor îi vei pierde. Și asta mă deranjează pe mine, că foarte mulți oameni nu înțeleg chestia asta. Și vin acum o grămadă de oameni naivi care efectiv sar cu bani în acest spațiu, se tot bagă și speră la nu știu ce. Problema e că chiar dacă s-ar întâmpla acel nu știu ce, acel tun, cum zice românul, acea explozie dacă ar da-o, după nu ar ști ce să facă cu banii. Și exact ca la păcănele, o să zică, păi bă, dacă a crescut moneda asta, o să crească celelalte 40. Nici nu contează pe care le cumpăr, o să ia suma aia de bani și o să investească în 40.000 de locații, adică pe alte monede. O să-i pierzi, este exact același lucru ca la pariurile sportive. Desigur, nu pentru oamenii care știu ce fac, nu pentru oamenii care au 10.000 în cont și atunci pot să ia 1.000, 2.000, 5.000 sau chiar 10.000 să le arunce în acest spațiu. Pentru că dacă tu ai fi avut 50.000 de euro în cont, da, avea sens să cumperi acum un bitcoin sau chiar două, să-ți lași 20.000 deoparte și să ai două bitcoinuri în speranța că se duc nu știu cât, în timpul în care, pe care nici nu știi când concret va fi această ridicare, da? Și atunci locația are sens, dar într-o locație în care tu ești un angajat, mergi la muncă, abia îți rămân 3-400 de euro pe lună pe care ai putea să-i pui deoparte, bă, să-ți deschizi tu ceva a tău sau să investești în ceva, nu știu, să faci coaching, să devii mai bun ca om, nu știu ce ari vrei tu, mă, nu are sens să-ți pui alea în cripto ca tu peste un an să te bucuri că eu te mai aduna și tu 3.600 de euro. În cazul ăsta, mai degrabă îi țineai dracu un contul bancar, că știai că s-a tăi. În spațiu cripto, după cum vezi, nici nu te aștepți, dar poate să dea cu virgulă. De aceea oamenii spun mereu, nu investi bani pe care tu nu îi ai, pe care nu ești dispus să-i pierzi. Ar trebui să-i consideri deja pierduți și atenție cum vorbești și cum te referi, pentru că te și programezi în același timp. Da? Despre asta iară dezvolt foarte mult în cartea Independență Financiară. Cât despre dacă vrei să dezvolți un business online, cum am făcut noi, avem atâta canale de YouTube, toate merg și așa mai departe, ai cursul YouTube Engine unde te învățăm de la zero cum să deschizi un canal de YouTube așa cum am făcut noi. Dar partea mișto la toată treaba asta este tocmai asta, că nu doar că tu dezvolți o expertiză în ceva pe care o poți preda online, o poți preda în persoană, dar faci și un favor acestei societăți, în sensul că tu contribui cumva și există legea karmică că ceea ce oferi în lumea asta, aia vei primi înapoi. E fain să oferi bine și să știi că vei primi bine. E fain să tratezi oamenii frumos, să știi că te vor trata înapoi exact la fel. Și e foarte mișto că tu poți în momentul ăsta cu ajutorul internetului să dezvolți o expertiză doar uitându-te la tutoriale despre ceea ce tu simți în inima ta. Da? Uitându-te pe conținut până la urmă gratuit, da, după vei investi în cum să vinzi, cum să devii mai bun, lucrurile astea, că doar nu o să-ți petreci acum 15 ani pe YouTube, că tu trebuie să dai drumul la business-ul ăla. Dar asta e partea mișto, că poți să iei efectiv ce au făcut alți oameni și doar să reproduci. Despre asta e vorba. Și vor fi oameni care vor investi în ceea ce tu ai de predat sau de învățat, doar pentru că în primul rând le place felul în care tu povestești. Că degeaba s-ar duce la cel mai tare dacă ei nu înțeleg ce spune el la cel mai tare în domeniu. Ei vin la tine pentru că tu le explici pe limba lor. De aceea eu aș merge întotdeauna pe un business online versus spațiu cripto. Spațiu cripto ar fi ultima chestie la care m-aș gândi, pur și simplu pentru că e foarte multă nesiguranță acolo și da, este un joc al celor care au guguți, adică bănuți. Te-am pupat și până data viitoare îți recomand să vezi următorul clip. Lasă-mi un like dacă ți-a plăcut și te aștept la coaching dacă vrei să lucrăm împreună, să te ajut să dezvolți o expertiză, să faci bani din pasiunea ta. Sau măcar să-ți găsești pasiunea dacă încă nu știi care ar fi.